Salutare! Azi pregătesc pateu vegan, vegetal, de post și pentru acesta am nevoie de următoarele ingrediente. O ceapă, o lingură ulei de măsline, un pic de mărar pătrunjel, o linguriță de maghiran, fie proaspăt sau uscat, 250 de grame tofu. Preferabil ar fi să fie tofu afumat, dar eu am avut tofu simplu. O lingură sos de soia, o doză de fasole roșii, sare, piper adăugați treptat după gust. Atenție, eu pateul pregătesc la Thermomix, dar nu este obligatoriu. Dacă nu aveți Thermomix, puteți folosi oricare alt blender. Primul pas, adaug ceapa timp de 5 secunde la viteza 4. Pasul numărul 2, adaug uleiul, verdeața, timp de 7 minute la 115 grade, viteza 1. Pasul numărul 3, adaug tofu, fasolea, sarea, piperul, timp de 30 secunde la viteza numărul 8. Și tadam, totul este rapid, gata, în doar câteva minuțele. Absolut delicios! Gustul diferă în funcție de tofu pe care l-aveți natural sau afumat. Este mult mai aromat cu cel afumat. Am servit pateul împreună cu torta mea preferată pe care am pregătit-o eu și rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. O să las link-ul în descriere.